Știm deja prima finalistă a acestui campionat european. Italia câștigă la loviturile de departajare. După 120 de minute, Italia și Spania au fost la egalitate. Un meci excelent, o semifinală foarte, foarte frumoasă, cu un pic de gust amar, poate, pentru cei care au susținut Spania, cu un pic de gust dulce pentru cei care au susținut Italia. Două echipe însă care au făcut o foarte, foarte bună propagandă fotbalului până la urmă, fiecare cu armele sale. Cu mine studio Ilie Dumitrescu și Florin Bratu. Imediat o să-l avem cu noi prin telefon și pe Gică Craioveanu să ne spună care mai e, care e atmosfera în Spania de tristețe, evident. Împreună suntem, aveți numărul de WhatsApp acolo în partea de sus, aveți imediat, o să aveți adresa noastră de mail, aveți Facebook, aveți Instagram, aveți tot ce trebuie să comentăm împreună această primă semifinală. Până vine Gica și ne spune ce se întâmplă, ce se discută prin Spania. Ilie, Florin, ce ziceți? Da. Cum e cu teoria meritului? Putem spune că ar fi meritat Spania sau nu mai contează? Dacă nu putem să... În momentul de față, echipa mai pragmatică a mers mai departe în finală. Clar că Italia, de la începutul acestei competiții, a demonstrat că este o echipă care are organizare de joc foarte bună pe faza, pe faza defensivă, o echipă care acoperă foarte bine zonele, o echipă care știe să sufere, pentru că vorbim de o posesie undeva la 65% în favoarea Spaniei, o echipă care, Spania care a controlat jocul, care a stat mult în terenul adversarului, dar extrem de greu și-a creat ocazii. După o primă repriză controlată de Spania, la a doua repriză, Italia a fost o echipă reactivă și totul a plecat de acolo, de la Barella pentru Insigne. Insigne joacă foarte bine pentru Immobile în profunzime. Cu noroc ajunge mingea la Chiesa, pentru că cred că Laport face alunecare și din alunecare ajunge mingea la Chiesa, care Chiesa are o execuție extraordinară. Da. Acolo s-a schimbat jocul. Am văzut o altă față a Italiei după reușita aia. Am văzut Italia cea din totdeauna, acea Italie care apără și apără un rezultat, și apără un avantaj chiar și la 1-1. Apără ceea ce credea ea că are de apărat. Hai să salutăm și pe Gică Craioveanu. Ola, Gică, mi-e supărat. Vă salut, da, sunt supărat, îți dai seama, Andrei. Sunt supărat pentru că fotbalul nu are memorie și nu are... Da... Deci ca să pierdă Spania meciul ăsta e real. E real. Da. Da, așa se întâmplă. La loviturile de la 11 metri, dar la loviturile de departajare. Spania a avut posesie, a avut ocazie, a jucat foarte bine. Deci eu n-am văzut... A avut momente Italia de sclipire pe contraatac. Dar dacă te uiți în meci, la meci în sine, Spania a jucat de 10 ori mai bine ca Italia. Deci nu putem compara jocul Spaniei cu al Italiei. Poți să mă critici, poți să mă orice. Păi uite, îl aștept pe Ilie să te critice. Nu e de criticat. Asta am spus și eu, că echipa care a controlat jocul, echipa care a stat mai mult în terenul adversarului, echipa care în multe momente și-a creat ceva situație a fost Spania. Dar până la urmă știi cum e, că în funcție de adversarele și planul tactic. Am un mister, dar nu e real. Deci nu e real. Okay, da, știi cum e, că până la urmă, ca să poți să fii în joc, ca să poți să fii în joc, ca să poți să fii egal la Spaniei, trebuie să ai organizare de joc foarte bună, să fii foarte agresivă, și asta a dat dovadă Italia, a acoperit zonele excelent, n-a lăsat spații acolo. Eu cred că până la urmă, ca joc așa, Spania a fost, să spunem, superioară. Dar până la urmă, totuși trebuie să spunem și alte detalii care au făcut ca Italia să fie în joc. Poate, dacă încep cu Morata și cu Gerard Moreno, poate echipa are o altă exprimare. Deși a controlat jocul, nici Oyar Zabal și nici Ferran Torres nu s-au jucat la nivel foarte bun în ultimii 20 de metri. Singurul care a mai fost și practic a fost până la final a fost Dani Olmo. De asta spun că echipa a arătat diferit când a intrat Gerard Moreno. De ce? Că Gerard Moreno intra în interior și juca foarte bine în profunzime pentru Morata. Morata la fel a intrat și el bine joc, dar au intrat la 1-0 pentru adversar. Momentul, după 90 de minute, chiar dacă a avut posesie, parcă nici ocazii importante în prelungiri n-au mai fost nici pentru Italia și nici pentru Spania. S-a ajuns în zona asta și știi cum e, că la
la loviturile astea de departajare intervine factorul psihologic. Cine a fost mai puternic, cine a fost mai pregătit pentru... Da, și cu toate astea, cu Florin, Spania a început... Să știi că, vorbeam de Italia apropo de jocul ăsta fără minge și că toată lumea se apără. E, momentul când l-a schimbat pe... când a intrat Berardi și a jucat cu Chiesa, Berardi și Insigne în față, s-a prea un 10 plus Donnarumma. Asta a făcut ca, până la urmă, să fie egal la Spaniei, intră și Belotti, dar din punct de vedere tactic, ăsta spun că nivelul celor care au intrat la italieni sunt la același nivel. Că ți intră Pessina, că ți intră Locatelli, că ți intră... Nu, l-a dominat din punct de vedere tactic clar Mancini, pe, mi se pare. De ce? Pentru că a făcut schimbările exact când trebuie. Nu a mai riscat foarte mult și a ieșit. Mă refer aici la mutarea cu... Exact, a fost foarte pragmatic. Echilibrat cu Toloi. A fost italian. Deci a intrat Toloi fundaș, dreapta, a trecut Di Lorenzo în stânga și nu au mai urcat decât până la mijlocul terenului. N-au mai lăsat să mai creeze superioritate nici Jordi Alba, nici Llorente în partea dreaptă, pentru că a intrat în locul lui Azpilicueta. E, și când... Și din punctul meu de vedere, Andrei, zgârciți în atac spaniolii. Nu pot să am doi atacanți pe margine. Mie nu s-a părut. Eu n-aș spune așa. Eu aș spune, Andrei, zic că generoși în atac, au dar fost zgârciți, dar că zgârciți la finalizare. Ei au dus mingea până pe 16 metri, n-a avut cine să o bage, n-au avut execuranți. Asta spune. Până să intrăm o rată. Exact. Ei n-au fost zgârciți. Au fost generoși în atac. I-au atacat. Zgârciți mă refer la ultima fază, la ultima execuție. Aici le-a lipsit. Adică preferam să joc cu unul dintre Gerard Moreno sau Morata, da? Poate reușeam să scriu un gol, că au avut situații importante prima repriză, după care vedeam ce se întâmplă. Exact cum a făcut Italia. Italia a înscris gol și a început să bage și jucători mai defensivi. A intrat și Locatelli, a intrat și Pessina, care a făcut marcajul la om acolo. Îmi scrie cineva și încă o dată fac mențiunea asta, fac precizarea asta, comentăm împreună, aveți numărul de WhatsApp, ne scrie cineva dacă o să vorbim și de Copa America. Puțin mai târziu vorbim și de Copa America, și de Brazilia, și de Argentina, și de Sergio Ramos. Să sperăm că avem, care e la Paris, să sperăm că avem timp să vorbim de toate. Îmi spune cineva, Gica, că Italia, Ilie, Florin, Italia duce meciul, duce Mancini, duce partida asta spre penaltiuri, nu riscă, ok, n-ar fi refuzat un gol pe contraatac, dar nu riscă pentru că avea executanți mai buni. Hai să vă spun ceva, gândiți-vă că în prima repriză n-a intrat în careu Italia. N-a ajuns în careu, apropo, decât la singur, la offside-ul lui Barella. Deci n-au intrat în careu. Ok, prima repriză, eu vorbesc de final. După care, de asta spun că este o echipă care, cum să spun eu, în momentul în care joci contra Spaniei, trebuie să-ți iei anumite măsuri. Da? E, în primul și în primul rând, trebuie să fii foarte... distanța între compartimente să fie foarte mică, să fii foarte agresiv, să faci presiune intermediară, să mergi în zona unde se joacă. Dar în același timp, în a doua, la singura fază în care... Când a marcat Italia, tot pe un cont, dacă vă aceți aminte, a fost atac al Spaniei, prin de Donnarumma, de la Donnarumma pentru Barella, Insigne, da. Care rămâne cel mai avansat. Din trei au ajuns la poartă. Din trei pase au ajuns la final cu Chiesa. Dar, pe de altă parte, încă o dată, Italia, mă întorc la ultima secvență, ultimul act al acestei piese de teatru, loviturile de departajare. Acolo trebuie să știi să ai jucători, trebuie să ai jucători care să fie stăpâni pe ei și să aibă capacitatea, obișnuința asta de a executa. Ai o spus, Jorginho? Andrei, pot să-mi spui orice, dar n-am văzut noroc al Italiei azi. Deci o echipă minoră, o echipă mare, poți să-mi spui orice, o echipă mare, dar minoră. Ok, asta putem, tu vorbești sentimental acum, e sentimental că ești acolo și ești jumătate super spaniol. Ideea este că... Țin cu Spania. Și eu am ținut cu Spania, dar... Dar spune-mi și mie ce a făcut Italia ca să câștige meciul ăsta, nimic, zero. S-a avut un gol cu puțină șansă. Ok? Dar în rest n-a făcut nimic.
Da, a fost o execuție foarte bună a lui Chiesa. Problema aia a fost execuție senzațională lui Chiesa. Chiar dacă vezi pe care, cu vezi șanse, pe care Oyarzabal n-a avut-o, pe care... Da, Gică. Mai e ceva care Gică trebuie să înțeleagă aspectul ăsta. Clar că în prima repriză Italia n-a existat, am și spus că linia de mijloc a fost net superioară a Spaniei. În momentul în care pregătești ceva, cam asta a pregătit Mancini. Să fie cât mai mult în meci, să aibă echilibru, să nu primească gol și ai totuși jucători de contraatac. Ai Chiesa de contraatac, ai Insigne de contraatac. Până la urmă, știi cum e? Tu ca antrenor trebuie să fii în joc și să pregătești jocul cu ce ai la dispoziție. Exact. Până la urmă, cam asta face. Uite, știi ce? Eu, asta singurul lucru care eu... nu mi-a plăcut sau nu, cum să spun eu, n-am fost de acord cu lui Enrique că încep cu Oyarzabal și cu Ferran Torres. Hai să discutăm după o pauză de publicitate trebuie să luăm pauză acum. Ne întoarcem, sunt foarte multe mesaje, sigur acum sunt mesaje de tip suporter aici. Cei care au ținut cu Italia și cei care au ținut cu Spania, că noi ce să facem? Ne-ar fi plăcut să fim și noi acolo, dar din păcate ne-am ales fiecare câte o echipă și în funcție de de sentimente, de apropierea fiecăruia. Ne întoarcem după pauză și nu uitați că o să vorbim și de Copa America. Vorbim, o să vedeți pe Neymar. Apropo, dacă vă era dor de Neymar, o să vedeți pe Neymar ce poate să facă. Un pic de scandal a fost și acolo, la Copa America. Discutăm și de cealaltă semifinală, Argentina-Columbia, și poate apucăm să vorbim și despre Sergio Ramos și transferul lui, trecerea lui la PSG. Rămâneți cu noi! Un mesaj postat de Gerard Piqué pe Twitter. Cumva, cred că e așa, în asentimentul spaniolilor. Nu-mi dau seama ce se discută acolo, Gică, în Spania, ce se analizează, că au și ei destule televiziuni, posturi de radio, ce ești pe acolo. Probabil că tristețea e mare. Dar... Andrei, mare pentru că Spania merita să treacă. Ok, asta cu teoria meritului, încă o dată. Stai puțin să vedem ce spune Piqué. Turneu enorm al selecționatei, te simți mândru, ajunge în semifinale la European, e foarte important. Nu cred că există o echipă mai bună în această competiție, dar la loviturile de departajare câteodată sunt foarte crude. Ok, tu spui că Spania a pierdut pe mâna ei. Pe fotbalul ei, cum ar veni. Corect, apropo pentru de, că a fost superioară. Apropo de... Uite, stai că Ilie vrea să-ți dea... Vrea să te contreze. Jucăm pe contre. Nu-i de contră, e de ceea ce s-a văzut în seara asta. Deci echipa pragmatică, dar în același timp trebuie să punem în oglindă două lucruri. Deci până când n-a schimbat lui Enrique, ar trebui să punem în oglindă Olmo, Ferran Torres și Oyarzabal, în oglindă cu Chiesa, Immobile și Insigne. Din punctul meu de vedere, aici s-a făcut diferența. Pentru că Chiesa, ai văzut și tu, deci 45 de minute n-a fost foarte activ, dar a acoperit zona foarte bine pe faza defensivă. Cel mai periculos a fost Insigne, Immobile, mișcare foarte multe, dar fără mari reușite. În momentul în care s-a marcat, acolo s-a făcut diferența. Pentru că Dani Olmo a avut-o în prima repriză, n-a marcat, una foarte bună, Oyarzabal după pasa lui... Oyarzabal a avut o după o pasă foarte bună a lui Pedri. Deci, Pedri, până la urmă, chiar dacă ai... Exact. Chiar dacă ai posesie, chiar dacă joci foarte bine între linii, chiar dacă ajungi în situații favorabile de a marca și nu fructifici momentele aia bune de joc, echipa mai pragmatică și echipa care a reușit să înscrie a fost Italia. În momentul, și cred că aici a fost, cred eu, din punctul meu de vedere, poate n-a fost foarte inspirat să înceapă cu fără atacant. Morata sau cu Giri. Dacă joacă cu Morata și cu Gerard Moreno și să aleagă dintre cei trei, ori Olmo, ori Ferran Torres, ori Oyarzabal, cred că echipa avea mai multă consistență și în ultimii 20 de metri. Pe de altă parte... În momentul când au intrat cei trei, Spania a avut consistență. Spania a fost mai periculoasă. Mișcarea între linia a lui Morata, intrările în interior a lui Gerard Moreno, după care pasele în profunzime pentru Morata sau pentru Dani Olmo, sau pentru fundașii laterali. Hai, Florin, să te auzi pe tine. Asta spun că... Tu ești... No. Contrează-le și tu. Intră un pic în clinciuri. Dar nu-i de contra. Încerc și eu să dinamizez un pic aici lucrurile. Eu așa am văzut, Andrei, și în repriza secundă,
Italia a intrat mai agresiv, a recuperat mingii în terenul advers și de aici a devenit și periculoasă. Dar să știi că mie mi s-a părut că a avut și plan B, pentru că Italia în prima repriză a început sus. A văzut că nu poate să recupereze mingea, s-a retras sub linia mingii și de acolo a jucat tranziție pozitivă contra-atac. A știut să sufere. Asta a fost meritul ei în această seară. Adevărat, posesia a fost de partea Spaniei, dar vedem că în fotbalul de astăzi posesia nu mai este totul. Da, pe de altă parte, tu ai dreptate. Și Gica are dreptate când spune că Spania a fost fidelă stilului ei. Păi a fost, dar asta nu înseamnă că dacă ești fidel stilului tău, trebuie să-și câștigi. Nu știu, ce spune Gica? Au fost de 10 ori sub Spania. E mult spus. E subiectiv acum și... Nu sunt subiectiv, îți spun adevărul. Spania a avut ocazii în prima și a doua repriză. Și Italia a avut ocazii. Stai, ce bară? A lui Emerson. Da. Fără unghi. Păi a fost bără, dar era pe imagine ce era gol. Iar Sabal care n-a... Și apoi l-are pe Berardi... Acum, ok, uite-te că raportul șuturilor pe spațiu porții e 4 la 4, dacă văd eu bine, nu? Da. Și ocazii vreo 17 a Spaniei, nu? Păi, acțiuni 16, ocazii 7, iar pe spațiu porții e 4-4, adică adică n-a fost o dominare, nu știu cum să zic. Trebuie să se înțeleagă acest aspect. Italia a fost la singurul meci care n-a putut să controleze jocul. De ce? Pentru că a întâlnit o echipă superioară, apropo de identitate de joc, apropo de construcție, apropo de ce înseamnă automatism, apropo de ce înseamnă linia asta de mijloc creativă a Spaniei. Italia a fost la prima întâlnire în care a acceptat, deliberat, a stat grupată. Exact ce spune Florin, a avut planul B. Planul B l-a avut de la început. Păi, cu Spania nu poți să ai tu posesia. Păi, Andrei, ce plan B ai contra Spaniei? Cu Spania nu poți să ai posesia. Au încercat. 5 minute, nici 3 minute, nici 15 minute. Că nu le iese, domnule, ne retragem. Gândește-te, mister, toți cei trei atacanți au fost schimbați. Deci au alergat, mă refer aici la Immobile, la Insigne și la Chiesa. Deci au alergat de aur. Deci eu am spus-o de la începutul turneului. Dar de ce? Echipa care excelează la jocul fără minge. Asta am spus apropo de Italia. Italia este o echipă, cum să spun eu, care poate să atace pozițional, poate să fie o echipă reactivă. Este o echipă care chiar știe să și în momentele în care adversarul este superior, știe să acopere foarte bine zonele. Este o echipă cu fundaș central foarte, cu mare experiență, cu o linie de mijloc care este extrem de activă, care acoperă foarte bine zonele din fața fundașilor centrali. Ai fundași laterali care sunt extrem de agresivi. Adică este foarte greu de depășit. În prima repriză a fost extrem de greu pentru Spania, pe care chiar dacă a controlat jocul. Păi de ce a fost greu? Pentru că nu au avut atacanți, da, de meserie care să scoată... Golul cum l-a dat, mister? Printr-o combinație, printr-un 1-2, da? Așa l-a dat. Diferența între Dani Olmo și cu Morata. Știi de ce acum a fost golul? Pentru că Morata are calitatea asta să coboare, să facă conexiunea. Își dă seama că nu s-a făcut presiune de întâmpinare la el, se întoarce și acțiunea vine direct pe linia de fund. Apropo de progresia asta cu mingea la piciora lui Morata, se folosește dă și pleacă pe poziție viitoare cu Dani Olmo și scapă singur și marchează. Dar asta în prima repriză nu s-a întâmplat. Mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, stai puțin, Busquets, după care au avut 40... Pedri, Gerard Moreno și câte minute, Morata. Ilie, câte minute au avut? 30 de minute în prelungiri, plus încă vreo 30, că pe acolo, cam 60 de minute în care au fost și Gerard Moreno și au fost și Moreno și Morata și Dani Olmo, trei jucători totuși de atac. Ok, Spania în prelungiri probabil că erau la a treia prelungire consecutivă, cum ar veni, al treia timp suplimentar, a treia meci cu prelungiri. Nu mai prea au putut, dar n-au creat în prelungiri. Spania a dominat, Italia a pasat. Avut vreo ocazie, Andrei, te întreb. Spania, Italia a avut vreo ocazie? Zero. Păi nu, dar Italia a avut un plan. Da, a dus meciul. A dus meciul unde a simțit mai bine că poate să o facă. Nu riscăm, ducem la penaltiuri, portar avem executanți. Da, și schimbările pe care le-a făcut.
Astea sunt, dar nu știu de ce sunt așa de tare. Cred că se aud mai bine decât noi. Probabil că sunt imagini, da, de la Roma. Uitați-vă cum au executat totuși italienii, în afară de Locatelli, da, și schimbările, care a fost primul, că am emoționat. Schimbările pe care le-a făcut, le-a făcut tot în scopul ăsta, da? Adică Belotti, Bernardeschi și Locatelli. A, Locatelli a ratat, a bătut slab. Dar au fost, asta înseamnă, au fost pregătite. Da, au fost pregătite. Cineva mă întreabă și Locatelli. Cineva mă întreabă dacă nu merită Jorginho balonul de aur. Păi, no. Păi eu știu. Nu. Are Champions League dacă Italia câștigă campionatul european? Păi de ce nu îi dai? De ce, adică de ce îi dai lui Kanté și nu îi dai lui Jorginho? Stai că mai joacă și cu... Asta a spus, stai puțin să vedem. Da, dacă cum a bătut Jorginho penaltiul ăla... Da, păi nu poți să-i dai balonul de ok, nu vă supărați. Penalti, că mă presupun... Ultimul penalti. Eu presupun, eu n-am bătut penaltiul în viața mea. Presupun că stremură sfulfăie puțin. Poate îi dai lui, nu știu, nu? Nu știu, zic și eu. Cum a bătut, presupun că scam fulfăie șortul ăla cu tine. Păi l-ai văzut cum a dat? Se pare că cam bine. L-ai văzut pe Dani Olmo că avea puls 200 și da, era transfer. Nu, Thiago Alcântara l-a executat. A, Thiago Alcântara a avut... Dar Thiago Alcântara, gică ce rău, a intrat în meci foarte rău. Foarte rău. Foarte rău, a pierdut toate. Eu cred că e nemulțumit că nu joacă. E ceva care e... Da, e supărat, nu e fericit, se vede. E supărat pe mister. Da, da, exact, cred că... Are bine, acolo divergență cu el. El cred că se aștepta să joace mai mult. Da, păi asta, despre asta e vorba. Să joace mai mult lângă Busi. Lângă Busi, lângă Pedri și în locul lui Coche. Da, nu se la linia de mijloc nu poate să joace nici măcar ăsta Llorente, care mie îmi place foarte mult. Da, nici Fabiano Ruiz. Până la urmă, cei trei... Deci la mijloc a fost super inspirat. Pentru că acolo e net... Este cea, cred că e cea mai bună linie de mijloc... echipa asta a... Da, cineva, spune cineva că n-am remarcat forța de grup a Italiei. Am remarcat-o până acum la fiecare meci. Extraordinar. Da. Din punctul ăsta de vedere, Italia e... Așa, așa a fost și în 2006. Da, da, forța de grup. Da. E greu de acceptat. Da, apropo, e greu, da, lumea te contrazice. Că Spania a dominat, Spania a fost superioară. Zica, a dominat, dar n-a avut ocazii clare să, adică să-mi spui și mie o ocazie 1-1 cu portarul sau a avut niște șuturi în prima repriză. Aha. Dani Olmo și una o Oyarzabal, dacă... Da, adică n-a avut, a fost... Oyarzabal nu e clar, nu. Nu, a avut el un șut, a vrut să tragă. Ok, da, Spania... Situație, Oyarzabal, peste poartă. Mijloc. Bun, Gica, putem spune că Spania și-a depășit condiția ajungând în semifinale, că nu prea o vedea lumea ca și pe Italia, de altfel, că și dacă ieșea Italia, am fi spus același lucru. Campioană, pentru că este cea mai bună echipă de departe. Eu n-am văzut o echipă care să aibă așa bună posesie să domine adversarul cum a dominat Italia. Păi da, eu am mai văzut, eu mai vedeam pe una, pe Barcelona, avea o posesie extraordinară, nu băgau mingea în poartă. Ok, să domine Italia, să ai ocazii, să neușor, Spania a dominat Italia. Da, da, știi cum e aia, că pe tabelă se consideră alea care intră în plasă, care deranjează pe Angelii. Eu consider că... Ce vrei tu, da. Până la urmă... Mă deranjează, că mă deranjează, că țin cu Spania. Da, ce a făcut Italia ca să câștige meciul? Nimic, zero. Italia, Italia a condus Spania. Italia a fost foarte bine organizată. Italia are un joc extrem de elaborat și a complex. A jucat meci de semifinală europeană și a știut să pregătească meciul ăsta cu armele lor. Doi, până la urmă, Gică, din punctul meu de vedere, într-adevăr iese din competiție Spania și dar Luis Enrique trebuie să continue, pentru că dacă Luis Enrique va avea un proiect... Nu se pune problema ca Luis Enrique, cred. Cred că poate să ajungă să facă performanță la... Adică să cucerească un... Acum să ne uităm puțin la Spania. Titlu. Spania e în creștere. Uitați-vă la vârsta jucătorilor. În afară de Busquets, care e peste 30... Da, de... e pe Rodri. Jordi Alba. Rodri. Rest sunt... Nu mai știu ce pot să mai spun de Pedri. E Busi și Jordi. Da, nu mai știu ce pot să spun de Pedri. Busi și Jordi sunt mai în vârstă. În rest, e o generație Alba, super. Da, sunt peste 28-29 de ani. Da. Mie Pedri mi s-a părut ca și cum stătea Iniesta pe calculator și îl juca la acolo, pe Andrei, pe PlayStation. Andrei va fi unicul jucător care va ajunge la nivelul lui Iniesta.
un jucător cu o calitate enormă, uriașă. Cu timpul cu va fi și mai care... cu timpul cred eu că va avea și mai multă personalitate, pentru că sunt momente când ajunge acolo la 20-25 de metri și întoarce jocul sau joacă lateral, adică nu verticalizează. Când a verticalizat la Oyarzabal, l-a pus Ilie, are 18 ani. Pe de asta spun cu timpul când va avea și un statut exact. Și mai solid. Anul trecut pe vremea asta, anul trecut plus că va crește el în valoare. Logic. Pe 7 iulie, anul trecut pe 7 iulie era la Las Palmas, juca în Liga a doua, n-avea niciun stres. Da. Știa că se duce la Barça, mă rog, și se gândea că va fi împrumutat. Și în seara asta a avut un procentaj senzațional, un procentaj extraordinar. Mergeți la Olimpiadă. Pase reușite, apropo de Pedri. Te treabă cineva de Dani Olmo, ce părere ai de Dani Olmo? Jucă bine Dani Olmo. Jucă bine Dani Olmo. Foarte bine a jucat. Până la momentul care are personalitate. Și s-a impus într-un grup foarte dificil, pentru că tu joci în fața lui Morata, joci în fața lui Gerard Moreno, da. Deci vine și el totuși enorm, din, vine din Bundesliga, nu mai vine de la Dinamo Zagreb, vine de la Leipzig. Da, ok, Andrei, ok, sunt de acord cu tine, dar trebuie să ai personalitate, că grupul ăla te mănâncă, pentru că sunt jucători uriași la cluburi enorme. Înțelegi? Barcelona, adică, Real Madrid, Atletico. În trecut Spania avea Pedro, Spania avea David Villa acolo. Cred că aici este eroarea care se face. Multă lume că compară Spania de azi cu Spania. Nu aveau Oyarzabal și adică e greu să, cu jucătorii acestea care în campionatul Spaniei au o valoare bună. Vorbim săptămână de săptămână despre ei. Dar să câștigi campionatul european, mi se pare, cu Dani Olmo, mi se pare mai dificil de la... Adică nu are, uite, nu, știi ce vreau să spun, nu are calitatea aceea în fața porții. Uite, Morata o are. Morata l-ai băgat, ți-a dat gol, te-a băgat în joc. Oyarzabal nu o are, sau Dani Olmo, sau cine mai, pe cine mai? Dar pe viitor, pot crește, dar nu au nivelul jucătorilor din urmă cu 10 ani sau 12 ani care au fost, îi comparăm cu ceilalți. Eu cred că generația asta va avea, probabil că va avea un viitor foarte foarte bun. Campionatul european Berardi. No, stai că mai e Anglia în joc. Nu câștigă. Stai că e mai și Anglia. Nu, da, Chiesa joacă la campionat. Da, Chiesa câștigă. Uite, câștigă băiatul ăla care a fost acolo, câștigă Bonucci, câștigă Chiellini, dacă e să câștige. Și Berardi? Lasă-mă cu Berardi, că așa câștiga, ok, câștiga Oyarzabal. Berardi a trimis Adidas cuie în lume. Adică nu e că Spania a avut pe David Villa, Fernando Torres, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Ramos, Piqué, Puyol și așa mai departe. Vreau să discut cu tine. Ai un fotbalist în Italia mai bun ca Pedri? Te întreb. Ok. Facem comparația asta. Eu zic că sunt. Adică italienii n-au stilul ăsta. Sunt acolo. Barella, Verratti, sunt jucători buni. Barella, Verratti pe poziția asta, dar clar că la 18 ani nici Barella și nici... La 18 ani, nici Iniesta. Iniesta nu trebuie să punem vârsta acum, trebuie să punem valoarea. Să îi punem valoarea. Nu, valoarea. Eu zic că sunt la nivelul același. Bine, Gică, mulțumesc mult de tot că trebuie să intri și la radio. Acolo să mai combate și pe acolo. Sigur că e supărat. Da. Acum trebuie înțeles că trăind și în Spania, fiind și acolo, probabil că s-a comentat mult acolo și încărcat cu comentariile din Spania, normal că... Logic. Dar că Italia, mie mi se pare că Italia... Este că Mancini... jos pălăria, apropo de abordarea asta tactică, de cum a pregăjit jocul contra unui echipei cu un joc super elaborat și foarte complex. Și așa a avut dificultăți. Clar că mie mi s-a părut echipa extrem de eficientă, adică Sai a avut ocazia aia cu... Cine a dat în bară? Emerson. Deci a avut Emerson în situația aia, în prima repriză. Da, o situație bună, din unghi foarte greu, a finalizat foarte bine, după care ai golul lui Chiesa. Chiesa este un jucător care duce acțiunea cu deci este unul dintre atacanții care în ultimii 20 de metri își asumă, adică scoate adversar din joc și termină acțiunea cu finalizare, ceea ce s-a și întâmplat. N-a fost pressing de întâmpinare acolo la lui Garcia la el, l-a scos din joc, a avut când vizual și a dat exact imediat la colțul lung. Dar Mancini este
este un antrenor și am spus-o de la început apropo de atmosfera asta, fiecare jucător este important. Ceea ce nu s-a întâmplat cu Thiago, ceea ce nu s-a întâmplat tot timpul și cu schimbările. Aici, aici decât o singură schimbare era Berardi sau Chiesa. Adică echipa cu omogenitate. Nu schimba, nu făcea nicio revoluție Mancini. Dacă postul lui, pe ăla juca, pe ăla spia. Luis Enrique a venit tot timpul cu ceva. N-a schimbat în linia mediană, pentru că era Busquets, Pedri și, Pedri și Coche. Dar restul a schimbat în față, acolo a schimbat tot timpul. Ceea ce nu s-a întâmplat la Italia. La Italia a fost așa, a fost Immobile, Insigne, punct fix. Berardi sau Chiesa. Formă linia de mijloc a fost Locatelli, Jorginho, Barella. Deci Barella, Jorginho, punct fix. A intrat în locul lui Locatelli după ce a și marcat gol, a intrat Verratti. Dar jucătorii din lot, intrau Pessina, care îți intră și dă gol, Locatelli, care este o rezervă de lux, sau Pessina, da? Sunt jucători valoric apropiat, adică nu se vede diferența dacă ți ies ceilalți în echipă. Corect. Adică au intrat și au acoperit zonele și s-au apărat și au fost și mai agresivi. Adică de asta spun eu că Italia de la început am remarcat, apropo de echipă care... De asta mi-a plăcut la început. Spania nu are. Știi, deci la jocul cu fără minge, toată lumea se subordonează planului tactic pe faza defensivă. Deci, până și Immobile. Ei din punct de vedere tactic n-ai ce să le spun. Dar în anumite meciuri echipa asta a controlat jocul cu Belgia, a început mai bine, a stat în terenul adversarului, a făcut pressing. Adică este o echipă care joacă un fotbal total. Uite, curios să-i văd în finală. Pe de altă parte, uite, Spania n-are Bonucci și Chiellini, n-are fundaș central. No. Păi, domne, a spune că nici portar. Și la capitolul portar stă bine Italia. Hai să spun ceva, a avut așa fundașii laterali senzaționale a Italiei. Pe faza defensivă. Da, ai fundaș central, ai Jorginho care, ok, pe conexiunea, n-a făcut foarte bine conexiunea între compartimente, n-a fost în joc el. Dar din punct de vedere, pe faza defensivă, este un jucător extrem de disciplinat și extrem de eficient. Da? Deci este un jucător extraordinar. De asta spun că, până la urmă, echipa cu mai omogenă a mers mai departe și mai pragmatică. Echipa mai pragmatică, mai cu știința disputării unor astfel de meciuri, fiindcă, stai puțin să ne gândim, Gica vorbea de Pedri. Ok, Pedri, totuși 18 ani, Verratti. Ai Barella, Verratti, Jorginho. Despre ce vorbim? Adică... Dai Chiesa la Juventus, care a făcut un an foarte bun. Chiesa de la Juventus cu Oyarzabal de la Real Sociedad. Ok. Ai pe cine? Pe Immobile, care s-a bătut cu Cristiano Ronaldo la atitudine goal getter. Totuși, în partea cealaltă... Asta mi-a plăcut de Mancini. Indiferent cu cine a jucat, el a mers cu aceeași formulă. Uite, astăzi... Spania poate crește. Cu Elveția a schimbat. Dacă ține minte, cu Elveția a schimbat în grupe. După 6 puncte. După 6 ca să dea minute la ceilalți. Da, exact. Toți. Dar Spania, în același timp, poate crește foarte mult. După grupă a jucat cu aceeași echipă. Cu Insigne, cu Immobile. A fost foarte clare. Și a intrat Chiesa în locul lui. Dacă n-a intrat Chiesa, după ce a schimbat jocul cu Austria, exact, după ce a dat gol cu Austria și era forțat să-l bage pe Chiesa, să aleagă între el și Berardi. Deci totul a fost, cum să spun eu, foarte corect și a făcut echipa exact așa cum trebuie să o facă un antrenor. La Spaniol, tot timpul în față s-au schimbat. Bine, cineva îmi spune că Zaniolo e mai bun decât Pedri. Zaniolo a jucat, săracul Zaniolo joacă de mai mult cu fata aia, cum o cheamă? Nu prea mai joacă. Nu prea mai joacă nici cu aia, la noastră. Săracul Zaniolo e cu... sunt foarte multe mesaje. Unii spun cu bubuiala Spania a fost echipa mai bună, Italia doar cu bubuială. Aici încă o dată subiectivismul n-are cum să dispară pentru și că fiecare trebuie să fii implicat în fenomen care să-ți dai seama de ce înseamnă de pregătirea jocului, mai ales ca abordare din punct de vedere tactic. Da? Mi se pare jos că Mancini și toată trupa aia lui de acolo... Și până la urmă, stai puțin, că zona asta a fost mai complicată. Să scoți Belgia, Austria, Belgia... Spania. Și Spania. Și acum să-i vedem în finală. Ne întoarcem după pauza de publicitate, ne pregătim de cea de-a doua semifinale din Copa America, Brazilia.
S-a calificat în finală și o să vedeți cum, o să-l vedeți pe Neymar. Ne întoarcem și mai citim că sunt foarte multe, foarte, foarte multe mesaje. Ne întoarcem, rămâneți cu noi.